Salut oameni buni și v-am găsit la un nou episod din uh, cariera noastră cu Steaua Eu sunt AXB Gaming și astăzi uh, suntem pregătiți să ne jucăm șansa în Champions League. Am pierdut primele meciuri uh, din grupă, dar sperăm măcar la un loc 3 ca să mergem măcar în Europa League în al doilea nostru sezon. Eu zic că putem. Hai facem o conferință de presă mai întâi în loc... Uh, Așa, pentru meciul cu Cluj. Ca apoi vin retururile cu Tottenham, Lever, cu și Dinamo, Kiev, unde trebuie să câștigăm neapărat. Totuși nu m-am uitat să ce pe calendar, să de un pic, ce urmează după meciul cu Cluj. Ok, mai este până la meciul cu Leverkusen, dar jucăm tot cu rețele pentru că avem meciul din cupă cu FCU cu CSU Craiova și e mai, e mai important la intra White ok, fundașii noștri sunt cam obosiți dar nu e problemă că îi schimbăm intră și Al Hassan și Musi și Fuentes cu Cluj ar trebui să câștigăm meci simplu batem 2-1 Al Hassan și Musi marchează pentru noi Vali Gheorghe pentru cei de la Cluj. și suntem pregătiți să înaintăm în calendar pentru că vine meciul cu Craiova, pentru că avem un inbox uh... Don't worry, nu știu ce, lăsăm pe ăla, să vedem, băieți ăștia ce zic, potențial lor s-a scăzut, la mai fi al Zubaidi ăsta, dar 15 ani nu pot să-l promovezi, trebuie să aibă minim 16, cred că. De aia avansăm, meci cu Craiova, progress assessment, growing the club, fina, finance, să-l iau, Fuentes loan offered, nu, rejectăm, is not a top fitness, încet mai zic știrile. Dragovic în the week stop, yeah. Avem pe cine avem? Pe Alha San. don Young Player of the Year Award, yeah. De la, nu știu ce pe asta, dar este Varta Poznan, Mark Guiu. O, oh, să nu era ceva la Barcelona. Și, opa, Erling Haaland câștigă Balon Dioru. Asist liderun la noi este Alexandru Muși, este nebun din 13, aici are 5 asisturi Muși. Bă, nu așteptam. Meci cu Craiova în cupă, aici jucăm cu o echipă mai bună. Și tot în că Cămașoviș nu și-a revenit, văd că. Dar rămânem cu UEDA. În rest nu schimbăm nimic. Ca Quick Sim, nu vreau că nu jucăm meciurile astea, m-am Ma, pierdut la penaltiuri. Ma, nu-i bine că ne-a scăzut din ăla, că nu aveam obiectiv câștigarea cupei. Hei, bă, cum să pierdem, sunteți nebuni pierdut la penaltiuri, bă, ce rău, ce rău. Musi câștigă October Player of the Month, deci câștigă jucătorul lunii octombrie, este Alexandru Musi, n-aș fi zis, nu știu, nu, a bine a jucat, nu, înseamnă că merită mai multe minute, glad you are back. În campionat ducem bine la 3 puncte diferență de CFR, adică binișor, nu prea bine. Aici ce băgăm iar echipa, doar nu de ce are obosit. Dar nici nu joacă și el e obosit, Eu asta nu înțeleg. Hai, vedem, stai. Training plan. O, oh, păi, pe de asta stai. Energy focus, energy focus. Toți speții, energy focus. The balanced, balanced, energy focus. Și la i dăm all out. Performance, bun. Nu știu ce trebuie să obosiți beția, nu înțeleg. Că nu contează acum că oricum nu joacă ei. Și te e un pic obosit, intră la noi problemă, intră Andrade, intră Înghezana cu Popescu, intră Gil, intră Teixeira, Musi, Fuentes și Al Alhassan. Pentru meciul cu Iași din Superliga 3-0, Teixeira, Musi și Al Alhassan marchează, marchează pentru noi easy. De tot ce acum ne pregătim pentru confruntarea din Champions League cu... Uh, ăștia cu Bayer Leverkusen, ne zicem ce zic știrile, ne oprim, stop, ce au mai zis, Musi Grabs October, în rest, Candy uh, can tops, este Al Hassan, Musi, Andrade, Lorenzo Gil, toată lumea este pregătită. Asta este situația în grupă. Opa, am urcat la grupa A. Noi suntem numai în grupa E. Suntem pe ultimul loc. Leverkusen și Dinamo Kiev au 4 puncte. Noi ar trebui să câștigăm cu Leverkusen și cu Dinamo Kiev ca să avem șanse. Altfel, suntem cam papa, -pa, din păcate. Da, a fost o grupă grea. Suntem totuși în Conference League. Avem noi alte echipe din România. Nu avem, nu. Uite, Rapidul este pe 3 într-o grupă grea cu Frankfurt și Young Boys. Farul pe 2 peste Norseland. Și cam atâta. Da, e bine oricum zic eu. Acum trebuie să dăm tot un meciul ăsta cu Leverkusen. Băgăm conferința de presă să îi motivăm pe jucători I pentru că au nevoie Leverkusen. Este o echipă grea de bătut. Să ce staruri era în echipă. Nunes, Frimpong, Colomoani și toată lumea Wandering Pandia. Hill play through it. Acum e momentul important să, să câștigăm. Avem nevoie de victoria asta în Champions League. De trecut mai departe I e greu dar locul 3 îl putem lua, zic eu. Ok, echipa e asta principală, toți sunt odihniți, asta e bine. Avem, ba avem și banca, avem tot ce ne trebuie. Play match cu Leverkusen pe arena națională, avem nevoie de victorie. Au ieșit la încălzire jucătorii noștri Florinel Coman, Champions League top scorer. A ajuns să fie și el acolo Florinel. Începe meciul cu Leverkusen de pe arena. Ne mișcăm bine pe atacul ăsta, pasă la Tavi, nu! Of, prima ocazie ne, ne, ne aparține. Facem pressing mare. Om, dar ce caută Mașovic așa în față, nu înțeleg. Mașovic nu știu ce căuta acolo și dar că este, ne este descoperită apărarea acum a Zesigăr, nu faulta. Este Darwin, nu ne Hai de un pic ce se întâmplă cu formația. Balongo, Grimaldo, scrie Leverkusen. Ne-am mutat pe 4-2-4, cea mai de atac formație, pentru că nu mai avem nimic de pierdut. Singura noastră șansă este să marcăm. Avem pe Octavian Popescu. Octavian Popescu e în care eu nu-o scapă, nu-o scapă, dar n a mai apucat de a-novac. Recuperăm mingea, pressing-ul funcționează și scapă Ayase, Iodelu, Coman! Gol, mă, egalăm 1-1 pressingul nostru, ne dă, dă, dă rade aici. Un pressing excelent făcut, deci l-am presat pe Frimpong până n-am mai putut și l a degajat prost de tot. Iar Coman marchează numărul, golul cu numărul 6 în Champions League și ne aduce egalarea. Asta zic, asta, asta e tactica. Dinamo Kiev conduce pe Spurs 1-0. Este incredibil și ne conduce și Lever 2-1. Nu știu, eu zic că Târnovanu nu, nu. Nu apără nimica. Acum. Coman, eu dă Musi care are viteză. Coman, ă, Musi, pardon. Musi. N-a avut, n-a avut cu cine la cine să paseze. Și n-a avut tupeu să tragă. Eu dă bine lui Nunez aici. Dar e Mașovici în fața lui. Nunez e mai rapid oricum. 3-1 Lever cu zân, Marchează balongul ăsta. N-a fost mai rapid Nunes ca Mașovici. Asta e... Dar pasă la Tavi pentru... Coman! Bine mă! 3-2. Hai ca am revenit repede. Coman face dubla. Bravo! E bun Florinel. Și mai facem o schimbare. Ueda nu mai poate. Intră Teixeira. În Rez nu prea mai avem ce face așa, așa bun. Grimaldo e Pantea acolo care nu-l poate opri. Grimaldo intră în careu. Grimaldo. Pantea nu fă penalti. Pantea. Bine Târnovanu. Mai facem o schimbare. Mi-a adus aminte. Pantea va ieși. Că nu e în formă. Andrade și intri, iese și Mașoviș, că nu mai are viteză, nu mai poate, intră în gezana. Ies well, magnificent... doi jucători buni din apărare, dar am încredere că și ăștia fac Andrade. O, hai good... o scoatem. răși rămâne mingea, Tavi. Pentru Coman. O, oh, Florinel se duce în fața Hedricului. Coman. Coman! Oh, Nu, ăsta era, gata, aici s-a pierdut meciul. Coman trebuia să scrie să facă trei egal și să devină erou. Nu pot să cred. Zesigăr tot el dă printre 10 adversari. Nu, Coman, acolo dacă marcam. Mamă, cum era. Dar Leverkusen pare a fi sufocată de pressingul nostru. Take și Ira Hunchko Înscrie și spărsul egalează pe Dinamo Kiev. Olaru. Olaru șutează bun șut apără Vales. Coman bate cornerul. Aproape bine. Ei vor pasa aici cât mai pot. Trebuie să recuperăm mingea. Pedro Andrade aproape a fost, dar scapă, scapă. Cu Bangung ăsta, Nunez, Colomuani, Olaru faultează-l că e mai bine. Nu-i problemă. Trebuie dacă recuperăm mingea, trebuie să o dăm în față. Să nu luăm gol din lovitură liberă. Hai mă, nu se poate. Bară, am scăpat. Un minut. dă în față, deci și era dai cu capul. Nu dat. Nu da și gata. Nu, nu pot să cred, nu pot să cred. Mamă, bă, și am fost... Deci Coman acolo făcea 3-3, cum era? Și e cam imposibil. Trebuie să batem și Dinamo Kiev și Spurs. Cum ar out? Suntem out din Grup stage, is and right from the start. Păi da, dar putem merge în Europa League, nu? Mamă, cred că am ieșit, dar ce am găsit? Da, Coman a fost, uh, hai îl pe el. Deci marcam acolo 3-3. Cum era? Ce nu mai avem șanse să ieșim din grupa de Champions League? Să văd. Ba da, mă, câștigăm două meciuri. Și mergem în Europa. Aia zic. Am avem cu Dinamo Kiev, dar oricum e greu să batem spărsul. Adică, atât că e ultima etapă și poate joacă ei mai... Nu știu cum, hai dăm all out energy pentru toți jucătorii din primul 11 pentru că sunt morți. Nu știu pentru ce îi, dar nu stau acum să ne la națională pentru că aici dacă câștigam cu Lever cu Zanera, nu mai fac iar cu Cluj, nu știu cum naiba. Ne băgăm echipa a doua. White, îl lăsăm pe Pantea să joace că vreau să joc cu el alții în... În meci. Deci și și Puente și Al Hassan. Batem Clujul 3-0, Tavi, Al -Hasan și Teixeira marchează. Nu e problema de asta, problema e de meciurile astea care vin acum. Class from Darius, Solaru, Repeat Triumph. Nu contează asta, le simulăm din calendar. Până în 26. Pierne cu Croația. Facem egal cu Dane, Marca. Mai le dăm performance acum la băieți. Balance, mai le dăm performance, performance. Merge cu voluntar, nu interesează echipa a doua direct. Hai, facem conferința de presă să ne crească moralul un pic. simulat cu Botoșan, câștigăm 1-0 al Hasan, bă, are ăsta la goluri în Liga întâi, al Hasan, mi se pare că e uh, top. Hai mă că putem să-i batem pe ăștia, ce naiba. Popescu transfer, that if I don't, great performance. Sper pentru Popescu de, ah, oh, pentru Nicolas Popescu de 1 milion de la Șepși. Nu dăm ăștia, nu ne interesează și hai începe meciul cu Dinamo Kiev. ca și de astea, ce meciuri le are, de să are White 11 cu Turnovan, nu, care are 17, ar fi 28 de meciuri, a jucat în total, bun. Ce mai goluri le are Tavi Popescu și văd că și Coman. Coman are 7 goluri în Champions League, măcavaș. N-are ni, nimic în Superliga, nici gol, nici asist. Ok, Tavi Coman are Al Hasan la goluri, o grămadă. Stancho are și el, are UE, dar tele, așa, Olaru Nicel N-a fost muș și văd că o duce bine Are ăsta două goluri, băiatul Bun, hai să financiarul, cel mai scump e Olaru Tavi Târnovanu vine, vine Coman Vine Zesiger după, ok hai să le renoim Contractele la beții ăștia Și începem simularea din calendar Ne ducem până deocamdată În martie ca să nu fie așa bat, pierdem coțelul 4-3 pierdem cu CFRU, facem egal cu Hermannstadt, pierdem cu Tottenham sigur. Ok, ne oprim egal cu Craiova 2-2, deja e bai. Din păcate avem o plecare, Mașovici a cerut uh, transfer request și nu l-am mai putut țin, dar am luat bani destul de bun pe el, 12 milioane 500 de mii. Zic eu că e, e decent. Cum zic, bineînțeles, se putea și mai bine, avem ofertă și pentru... Octavian Popescu, care nu, nu va pleca a venit prea transferul și Fuentes va merge în loan, nu mai vor să stea băieții, s-au supărat tare, dar uite și pe Fuentes merge, dar merge în loan numai pentru short la Elden, ăsta nu știu ce, nu prea contează, uh, vă anunț dacă se mai întâmplă ceva. Aducem și noi un jucător între timp, un uh, japonez liber de contract, pentru că avem nevoie să mai avem, să ne un pic lotul, să nu fie obosiți băieții și de alea, ci că este A foarte bine. O să ai nevoie de fundaș central, dar ne aducem. Acum vom aduce în, în, primăvară, în vară, de fapt, nu în primăvară. Va juca sau ăsta, fundaș central. Am încredere în el. 2-1, Coman Șolaru. E bine că reușim. Trebuie să câștigăm că sunt 5 puncte între noi și CFR. Sunt foarte multe. Uh. Au rămas doar două, ei au pierdut. Iar avem ceva aici, nimic. Training, hey boss. Focus off, Popescu. Nu, hai, le dăm uh, energy focus pentru ăștia din primul 11. Meci cu ta pierdem. Ne dă ștal gol și am pierdut. E, e mare. Mi-e teamă că ar face un campionatul ca anul trecut și nu-i bine. Am batem în Dinamo 3-2. Dar greu. Coman dublă șolarul. Marchează. Dar greu de tot batem. Uh, ce ce campionatul. Bă, suntem peste ce fere cu un meci în plus. Ne-au întrecut. oh, suntem la egalitate de puncte. Hai că... Uh, e ok. Ce vrea asta, mă? Da, apply for all players. Balance. Lăsați-mă cu altceva egal cu farul, doar din păcate. Aia se marchează, dar face ce fereu egal. Avem și noroc ce drept. E bine că ne menținem la egalitate de puncte cu ei. Vine și rapid, așa, ușor, un pic din spate, dar nu, nu foarte tare. Uite, avem noi meșcul cu rapid acum, pe care eu zic să-i batem. Oi, 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 am dat tare la rapid. 3-0, Stanciu, Musi, Șolaru, ăsta-i. Aveam nevoie de victoria asta așa zdrobitoare în fața rapidului Deci e clar, cu CFR-ul ne batem Și CFR-ul a pierdut A pierdut CFR-ul Și asta zic că... Ok, și că focusing on performance Nu te mă vezi de treaba Energy, focus, energy Șep și următoarea victimă 4-1 Olaru, Mistau și Stanciu uh, au marcat E bine, CFR-ul face egal da, hai că 4 puncte, ne-am uh, recapitat un pic din avantaj. Aia zic. Bun. -i. Petrolul, na, mă, ne-am curcat. Egal, marchează Olaru. Egal, mă, ne egalează în 88. 8. e, că să fă. Cu Botoșaniu, a, egal, na, hai că deja nu-i bine. Dă toate egaluri. Olaru, marchează iar. CFR-ul face și el egalata, noroc că și celelalte ne ajută tot 5 puncte. Mă, e voluntariu pe 3 mâncava Nu știu ce caut ăștia așa sus și cum a ajuns. Bate în Craiova, Craiova lui Rotaru 2-1, Stanciu Șolaru marchează. n am mai marcat Tavi Popescu, nu știu ce se întâmplă. Bate CFR-ul în derbiul uh, Clujului. Și am intrat în play-off doar două puncte între noi și CFR, șapte între noi și locul ăla alt. Nu-i problemă că o să ne descurcăm, zic. Of, pierdem cu rapid plumești din play-off nu bine. Papo și Iacob. Ba, iară Papo și Iacob. ne omoră și în viața reală, mereu. steau rapid, mă. Papo și Iacob. Ce freu n-a jucat. Să vedem, ne am trecut CFR-ul. Iar avem submission în ul ăsta, nu ne interesează. Da, se complică lucrurile. legal cu Craiova. Dacă ce a câștigat, uh, avem probleme, zic. Uh, meciurile României nu ne pasă Trebuie să batem farul. 3-1, așa mă, cu Elara, Iase și Tavi marchează. Bună victoria asta, bună. Prima echipă cu voluntariu, egal mă, dar nu reușim. Ce ne complicăm, mă, lupta la campionat, nu se poate, aici în campionat reușim cu echipa asta, nu știu, nu, nu, nu. CFR-ul n-a jucat încă, ne-a trecut, acum avem meci direct cu ei. E momentul, zic zic că e momentul. Meciul cu CFR, ce mai important din acest campionat, toată lumea pare pregătită și trebuie să câștigăm și câștigăm. Uf, Tavi da, ne aduce victoria. Am avut emoții că nu vom reuși. Trecem la două puncte, nu e gata campionatul, dar uh, avem avantaj, e bine. I'm happy, nu știu ce, I'm proud of you, you'll da for me, ok? Bun, avansăm, vine aici iară cu Craiova. Iar cu Craiova, iar uh, echipa eu zic că e mega pregătită. N-ar trebui să avem probleme, dar, na, mai știi uh, cu el ar scade deja că e bătrân. Hai să vedem. cu Craiova, câștigăm, zic, egal. Ai, ah, lute, și era bă, de nu reușim. O. Oh. <laughs> Cred că formația e de vină. nu vom mai juca noi așa de la anul. Egal de puncte cu CFR-ul. Ofertă pentru Nicolas Popescu, nu ne interesează acum să vindem pe nimeni. Mergi cu Rapidu. Asist lider e Olaru, cică. Facem conferința de presă că e importantă. În mega important, nu reușim. Egal. Mamă, nu știu ce a făcut CFR-ul, dar nu-i nu nu prea bine ce se întâmplă. N-a jucat. Încă. N-am vrut să-l supăr pe Teixeira, dar nu m a ajutat acum. N-a jucat încă. A jucat și a câștigat. Mai sunt uh, câte meciuri? Cred că trei meciuri. Mai avem și cfr are avantaj de două puncte. Nu putem pierde, zic. Nu există, nu. Nu știu, și dacă pierdem, mă nebunesc. Dacă pierzi și campionatul. Momentul crucial. Egal. Nu-i bine. Nu mai suntem la mâna noastră. Of, oh, CFR-ul rămâne cu două puncte avans și dacă vor lua e titlu, ce am pierdut titlu, de ce așa, objectives, a ah, nu, că nu, e ok, e ok, numai acum e problemă la titlu, mergi cu voluntariu, nu, deci CFR-ul a câștigat, deci acum dacă n-am câștigat, acum e gata suntem pa, hai facem conferință de presă, nu lăsăm așa. Deci dacă nu câștigăm acum, nu am câștigat titlul, cred că. Cea mai bună echipă o ducem. Va intra mușii, că am încredere în el că o face. Nu putem pierde. Câștigăm. 1-0, greu. Acum mai mult, ce fereu nu trebuie să câștige meciul și noi să-l câștigăm și ei să nu câștige. Asta este tot ce avem nevoie pentru World Cup, ci că nu ai ce să fim atenți un pic. Mihail Rareș, Pop, Grameni, Shoot, nu prea avem ce, poate pe Denis Drăguș, parcă nu -i. ce trebuie, îl luăm pe Moruțan. Suntem cu ochii pe clasament, hai să ne rugăm să nu fi câștigat, Iaf Player nu mă interesează, să nu câștige ce ul N-a jucat, acum vedem. N-a jucat, cred că joacă deodată cu noi, mamă ce presiune. Mamă. Mamă. N-am încredere. Musi, hai, că tu ești, bă, tu ești tata lor, Musi. Tu ești tata lor. Nu putem. Deci măcar să câștigăm noi. Câștigăm. Acum CFR-ul trebuie doar să piardă și noi suntem campioni. M A pierdut, da! <laughs> nu cred, bă, ce noroc avem, deci nu să poate degeaba, bă. Deci iar am câștigat la un punct campionatul standings. <laughs> Ca și sezonul trecut. Bă, deci ce noroc. Ce noroc avem. Mamă mia, da, la un punct. Nu vrea Dumnezeu să-l pierdem. Nu vrea. Mulțumim. Doamne ajută. Gata, pot să plece și aflarea aia, că nu mă interesează de ei. Hai să vedem cum s-au descurcat băieții. Avem 52 de meciuri jucate în acest sezon. Uh, cele mai multe dale are Olaru apoi are cu Elar, a jucat foarte mult, foarte mult, după părerea mea, a jucat cu Elar, dar va pleca pentru că e bătrân. Tavi a jucat și el în Ghezana și el, Coman a jucat mai multe Musi decât Coman, mamă, cu trei meciuri. Vezi că mie mi-a plăcut de Musi cum s-a descurcat. Deci Olaru plus 2, Tavi plus 3, plus 1 în Ghezana, mamă câte meciuri a jucat în Ghezana. Păi a jucat mai multe ca zis, n-aș fi zis. Pantea plus 3, Andres plus 2, Stanciu 1, Târnovanu 3, 4, Mușii 2, Zesigăr 2, Al Hasan 2, Coman. Ăsta n-a făcut nimic, a cred că va pleca. Gil plus 3, plus 2, Teixeira plus 1, ăsta plus 7 are Rodriguez. Misau acum a venit, dar are 16 meciuri jucate, mai multe ca Nicola, adică cât Nicola Spopescu, plus 4 și el, plus 3 White și am și Fuentes avea financiarul la depăși, Olaru a scăzut un pic, era și el la 40 de milioane, dar nu mai este. Și cel mai ieftin este Roman și da, ok. Ăsta a fost episodul, un episod nebun. N-am reușit calificarea în Champions League, n-am titlul la Mustață, la dar e bine că l-am luat. Ne vedem în sezonul 4, unde vă promit că trebuie, facem cumva transferuri să luăm Champions League-ul ăla, să, adică nu să luăm, să ieșim din grupe. Papa.